FC Târgoviște își dorește promovarea în Liga a doua, de aceea echipa de la Jotânga continuă seria meciurilor amicale. Marți urmând să joace cu formația de Liga a patra, Bradul Moroieni, pe stadionul Academia Gheorghe Zotic din Jotânga. De asemenea, sâmbătă, formația pregătită de Costel Diaconu își va măsura forțele cu FCM Argeș. Partida amicală se va desfășura la Pitești. Este foarte posibil ca gruparea patronată de Gheorghe Zotic să aibă parte de un meci amical și cu Rapid București săptămâna viitoare. Eliminată din Cupa României pentru FCM Târgoviște, singurul obiectiv a rămas promovarea în Liga a doua.